Mie mi se pare că impactul va fi foarte puternic. O să trecem prin multe în 2024. Da, de ce, de ce am făcut previziunile la modul respectiv? Și urmează alegerile, ce facem anul ăsta? Mai, nu știu, pentru mine e o chestie foarte ciudată ce se întâmplă în România la ora actuală. Să se gândească de 10 ori înainte de a pune semnătura, înainte de a investi banii, înainte de a uh, se trezi cu pierderi. Mare atenție la actele care le semnați În special din punct de vedere legal Poate aduce tensiuni în relație Și aici schimbările bruște În relații pot fi o mare provocare Pentru acest nativ Mie mi-au murit cole prieteni în brațe Și mă întreb pentru ce Iar mi-am adus aminte Și faptul că După 32 de ani vii și spui Că a fost lovitură de stat cu nonșalanță Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la vorba lui Jorge. Este momentul să vă puneți centura de siguranță pentru că a venit. Uh... Prezicătoarea 2024, dacă îmi permis să spun așa, o prietenă foarte veche de-a mea și o persoană foarte dragă, cu mult flair și multă inteligență emoțională, dar și profesionistă. Este vorba despre, așa cum o știm cu toții, Minerva. Gabriela, bine ai venit bine la găsit. vorba lui Jorge. Ai revenit. Am revenit, da. De data da. asta, 2024, un horoscop un pic diferit, ai spus tu că o să fie. Da, am făcut un horoscop în urzeala astrelor cu Minerva, pot să spun numele că... Da, te rog, nu -i... Așa, care îl găsiți pe YouTube. Am făcut previziunile în funcție de mișcarea soarelui prin zodiac. Zodiacul tropical este un zodiac care are 360 de grade. De deci, ce e un zodiac matematic? El începe la 00 grade berbec și se încheie la 359, 59 de minute, 59 de secunde, 59 de zecim pești. Deci se închide perfect. De fapt, cercul ăla pe care dumneavoastră îl vedeți nu este altceva decât imaginea dimensională uh, a uh, globului pământesc. A... Că multă lume mă întreba, bun, și la ce vă raportați? Păi ne raportăm, pentru că Zodiacul, de fapt, cum s-a format, s-a format prin faptul că, <gântu -s> scuzați, no a dat, că... E, obiceiul meu de a dat de da, mai... Da, e da. o chestie trebuie să învăț să-mi stăpânesc un pic uh, lucrul E foarte asta. bine, e foarte bine. Spune-mi înainte cu ce te servezi, cu o figa normală sau o figa light? Nu știu ce să... Eu nu prea beau din cauza diabetului. Atunci figa light. N-am... Uh, stornă în pahar, ciugnim un pahar. pic. Uh, Așa, și mă rog. revenind un pic, vreau să spun că zodiacul, foarte multă lume nu știe de exemplu că zodiacul este rezultanta uh, 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 tropicului, uh, distanța dintre Tropicul Capricornului. Noroc. Sănătate, noroc și să ne meargă bine. Doamne, ajută să fii sănătoasă și noi toți la fel. Și este vorba despre distanța de 22 de grade și 50, 30 de minute Tropicul racului, cu 22 de grade și 30 de minute Tropicul Capricornului, între ele fiind Ecuador. Este vorba despre. E, o elipse, ecuadorul celest care se extinde în univers e, și această bandă care se formează de 44 de grade 45 de grade cu dacă adunăm și zecimalele se împarte în 12. Asta este zodiacul. Deci el e mat strict matematic. Că de-aia multe lucruri... Uh, uh, și mulți spună că bați câmpii. Cum poate o cifră să spună ceva? E, aici e o chestie care ține foarte mult de flerul celui care face acest lucru, de cât este de citit cât citește, de exemplu, noi astrologii, eu una cel puțin trei ore pe zi citesc. Deci nu fac altceva decât lucrez în domeniu. Am hărți, eu când mă cul la mine calculatorul rămâne deschis că am câte o idee. Știu și că doar am văzut asta. tine mă acasă trezesc, de multe da, ori. Și, și, de mă scol și încep să... să... Îmi vin tot soiul de idei, la fel și cu, cu, zodia, cu horoscopul pe care l-am făcut pe 2024. Dar liniștiți-vă, o să revin la forma normală, am văzut că pentru mulți a fost foarte greu, deși mie nu mi s-a părut greu deloc pentru că vorbim de fiecare lună. Și de ce am preferat acest lucru? Pentru simplu fapt că în fiecare lună există o serie de evenimente astrale care trebuie luate în considerare. E drept că 2024 este marcat de două mari evenimente. Este vorba de intrarea lui Pluton în 21 ianuarie în, în semnul meu învărsător. O să vezi act. Ce, 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 schimbări vor avea loc. Mie, nu mi-a atât de frică de, de, el cât, apropo, noi am discutat data trecută, când a, făcut prima intra, când a avut prima intrare în vărsător, atunci am spus, uh, mă voi opera și voi slăbi. Bineînțeles, m-am operat, dar de slăbit a trebuit să slăbesc, altfel era bai, nu puteau să mă opereze din cauza glicemie care era foarte mare. M-au trecut pe insulină și după ce am intrat pe insulină s-a reglat, patru zile a fost, imediat m-au pus pe masa de operație, am mai avut noroc că măduva oaselor lungi funcționa foarte bine. Și atunci au zis, acum o operăm, că pe urmă nu se știe. Într-o săptămână n-am sângerat nicio picătură, într-o săptămână s-a închis operația, a treia zi eram pe cadru, că m-a văzut doctorul să pice și mai multe nu. Nu te doare, nu, nu m-a durut nimic. Toată lumea spunea când te lași pe picior că te doare. Nu, pe mine nu m-a durut. Mai multe probleme am acum când se schimbă vremea. Atunci, și cred bă, noi, că și tu simți același lucru. Revenind acum la 2020, că am plecat 24. de la. De la uh, ce am luat povestea cu Pluton? Da. da, de la ale noastre, că da. amândoi eram cu picioare, nu știu erau de aici la, la uh, podcast. Vreau să revin acum un pic să vorbim despre tranzitele astea de, de care aminteam. Ce înseamnă pentru trecerea lui Pluton pentru fiecare semn în parte? Păi, pentru Berbec, prezența lui Pluto, atât în Capricorn cât și în Vărsător, în 2024, sugerează un an de reevaluare a ambițiilor și a relațiilor sociale ale acestor nativi. Deci, ei trebuie să fie deschiși către căi de carieră inovatoare și, de priet și spre prietenii, să se orienteze către prietenii care gândesc anticipativ. Și au darul ăsta pentru că ei reprezintă energia. Ei, ei sunt, Berbecii sunt energie în mișcare. În esență, pentru nativii Taur, aceste tranzite duale încurajează să-și regândească valorile și resursele, peisajul financiar poate, poate suferi schimbări semnificative. Pentru Gemeni, influența lui Pluton poate transforma profund convingerile și filozofia de viață a acestor nativi și poate determina să exploreze activități intelectuale neconvenționale. Deci lucruri, meserii, profesii, care la ora actuală încă nu există. Rac. Acestora le spun să, să se aștepte la schimbări în resursele comune și legăturile emoționale, atât la nivel personal cât și la nivel global, la nivel de colectivitate. Pentru că relațiile profunde pe care le fac s-ar putea transforma în cu totul altceva. De exemplu, sunt situații în care sunt căsătoriți, relația nu mai merge. Brusc și deodată, ambii parteneri își dau seama de acest lucru, relația se încheie acolo unde uh, se încheie, fiecare se duce pe drumul lui. Și se rede redescoperirea de sine devine, devine un element principal. Ei, la lei pot fi afectate parteneriatele, atât profesionale cât și uh, cele personale. Le sugerez să fie deschiși la colaborări neașteptate și la conexiuni emoționale profunde. Pentru fecioare, aceste tranzite uh, determină o explorare profundă a bunăstărilor fizice, deci a stării de sănătate. Se știe că ei sunt foarte atenți la tot ceea ce înseamnă uh, sănătate, dar și mentale. Să adopte practici inovatoare de sănătate și rutine care se ducă la transformarea lor interioare, interioară și uh, de mentalitate. Și în, pentru România, marele pas va fi făcut atunci când vom renunța la mentalitate și deja au început să se clatine un pic uh, uh, acest postament. Foarte mulți uh, Aici fac o paranteză, foarte mulți nativi și bărbați în mod special sunt oarecum speriați de ascensiunea femeii. Femeia s-a eliberat, a devenit conștientă de sine. Nu mai poate fi ținută la cratiță, să facă copii și să aibă grijă de gospodărie. Femeia vrea să fie egală cu bărbatul. Nu este egală din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere mental se pare că e cam depășesc. Aici, e, aici se dă lupta. Mergem mai departe la balanță, acești nativi s-ar putea trezire definindu-și abordarea asupra creativității și a exprimării de sine, se vor elibera de frici și de timiditate și își vor afirma individualitatea artistică, s-ar putea să se descopere noi tehnici, noi curente în, în artă, că vorbim de parte plastice, că vorbim de cinematografie, că vorbim de fotografie, că vorbim de scris, A pot apărea uh, uh, elemente noi. Pentru scorpionii, ei, ei pot experimenta schimbări profunde în dinamica relațiilor de familie. Renunțarea la posesivitate poate duce la vindecare emoțională, iar legăturile se pot întări armonios. Pentru săgetători, putem observa schimbări în comunicare și mai ales dacă ei comunică foarte mult pe rețelele sociale atâția săgetători cât, cât s-am găsit pe Facebook, m-am speriat de multe ori. Ei sunt cei mai tare acolo, ei fac, ei drec, războiul de pe Facebook, Și cum se spune, revoluționarii de pe Facebook, Ei, uite aici îi găsești. Ce este interesant este că folosindu-și șansele care apar, șansa de a-și împărtăși ideile cu ceilalți și de a-și extinde orizonturile intelectuale este extraordinară. Deci ei poate să Deschidă niște căi pe anumite direcții bă, total neașteptate, și, și pentru ei să fie o surpriză. Ei bine, pentru Capricorn, jocul tranzitelor plutoniene este unul al transformării personale și al autodescoperirii. Introspecția profundă poate duce la o stabilitate interioară semnificativă pentru ei. Și ajung și la vărsători. <laughs> Înainte de toate, influența lui Pluto poate aduce nu doar autotransformare, ci și idei originale. De multe ori geniale, să-și accepte unicitatea și să exploreze noi căi de afirmare și de creștere personală. Deci, vărsătorii s-ar putea să, să facă un duet foarte interesant din punct de vedere al inventicii. Uh, și în sfârșit pentru pești, călătoria plutoniană prin Capricorn și Vărsător poate avea un impact asupra tărâmurilor spirituale și ale subconștientelor, știut fiind că peștii poate uh, sunt un, cei mai senzitivi nativi, după părerea mea, urmați de, urmați de scorpion și de rac, uh, să se cufunde meditați, să-și analizeze visele, să-și exploreze lumea interioară, punându-se în slujba celorlalți. Să știți că în, uh, dacă stau să mă gândesc, la nivel de psihologi, cam în proporție de 60-65% sunt pești. Sau au o componentă pești foarte bine susținută, pești și scorpion. Deci sunt două semne, poate cele mai senzitive semne pe care le-am le întâlnit. Da, e foarte... Foarte interesant, e un pic diferit față de cum... Uh... De, da, de cum uh, știai și mai... Uh, că tot vorbeam de Pluton, hai să o facem și pe asta, dacă tot am... Uh, am vorbit de Pluton. Uh, am o chestie legată de... Uh, el. Pluton se află în pești, spuneam. Are un dar extraordinar de a scoate lucruri urâte, dar le scoate spre vindecare, aici este partea frumoasă, el le scoate spre vindecare și și Pluton la fel dar ei nu omoară în schimb Jupiter dacă este în aspecte negative, Jupiter pune punct nu discută, deci cât el de mare malefic se transformă în mare în mare, uh, în mare benefic se transformă în mare malefic deci aici trebuie să, fie, să avem foarte mare foarte mare grijă și uh, vorbeam de, apropo, mai deschid o paranteză, că vorbeam de, de conjuncția, iar mă întorc la ea, conjuncția Jupiter-Uranus, ce poate aduce această conjuncție în că am povestit de toate cele, dar știi, le-am amintit așa întreagă și vreau totuși să punctez niște lucruri legate de ele. În primul rând, Uranus este asociat cu schimbările bruște și neașteptate. Atunci când este combinată cu energia expansivă a lui Jupiter, această conjuncție poate aduce întreruperi bruște în diverse domenii ale vieții, de la relațiile personale până la planurile legate de carieră. Deci tulburări bruște, ne... Pff. Apoi, Atenție la latura uh, naivă, ca să spun așa, în mele spus, a lui, uh, a lui Jupiter. Încredere excesivă. Uh, Jupiter tinde să sporească încrederea, ceea ce poate duce la o supraestimare, dacă vreți, a abilităților sau la asumarea unor riscuri nejustificate. De aia spun, cine are un uh, Jupiter foarte bine susținut în tema natală și știe acest lucru, să se gândească de zeci ori, înainte de a pune semnătura, înainte de a investi banii, înainte de a uh, se trezi cu pierderi. Mare atenție la actele care le semnați, în special din punct de vedere legal. Este important să se păstreze un echilibru între optimism și realism pentru a evita luarea unor decizii pripite, că tot aminteam de treaba asta. Apoi, avem rebeliune cu această conjuncție rebeliune și rezistență. Uranus este cunoscut pentru natura sa rebelă, în timpul acestei conjuncții, dintre noi pot simți un impuls puternic uh, de a se elibera de convenții și figuri autoritare. Apropo de ce ziceam eu, că o să avem parte de mișcări. Deși acest lucru poate duce la o creștere personală, poate crea și conflicte sau provocări în structuri prestabilite. Asta înseamnă că structurile respective nu că nu au stabilitate, că sunt perimate și că trebuie înlocuite cu altele noi. Apoi, atenție, volatilitate financiară. Jupiter reprezintă expansiune, inclusiv creștere financiară, dar Uranus poate aduce imprevizibilitate. Aici e marea problemă. Iar această conjuncție poate duce la fluctuații financiare, ceea ce face esențială gestionarea uh, finanțelor cu mare atenție. Fie în plan personal, fie cei care conduc o instituție, fie care, cei care au o afacere. Mare atenție la acest lucru. Apoi, poate aduce această conjuncție poate aduce tensiuni în relație. Și aici schimbările bruște în relații pot fi o mare provocare pentru acești nativi. Este important să comunicați, să comunice deschis și sincer ei între ei și cu cei dragi pentru a găsi calea uh, în ceea ce privește schimbarea de care au nevoie. Pentru că, efectiv, anul acesta vom înnota prin schimbări, prin schimbări la diverse niveluri și pe diverse paliere. Asta va fi. În sfârșit, lipsă de stabilitate, Uranus este asociat cu schimbarea, Jupiter poate mări acest efect, iar acest lucru poate aduce la, duce la un sentiment de instabilitate sau incertitudine pentru unii dintre uh, nativi, și asta face important să ne putem să învățăm să ne adaptăm, să fim flexibili la schimbare, apropo de ce spuneam. Apoi, conflictul între tradiție și modernism Uranus provoacă adesea credințele și sistemele tradiționale. Cei care rezistă schimbării sau sunt adânc înrădăcinați în tradiție pot găsi această perioadă extrem de provocatoare și de grea. În timp ce cei se confruntă cu noi perspective, în, timp, în, 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 în schimb, cei care sunt, se adaptează cu mare ușurință nu vor simți aceste probleme, aceste schimbări. Și, uh, nu în ultimul rând, atenție la așteptările nerealiste. Optimismul poate duce uh, uneori la stabilitatea de obiective și așteptări nerealiste. Deși a avea aspirații înalte este admirabil, important este să ne asigurăm că acestea sunt realizabile și practice. Deci, uh, și că m-ai întrebat de cuplu, să punctăm un pic uh, și ce înseamnă în cuplu conjuncția. Ok. <laughs> Eu zic că este interesant. Împreună, în sine, reprezintă o legătură electrizantă și expansivă între doi nativi. Acest aspect poate aduce relație un sentiment de aventură, stimulare intelectuală și poftă de viață în comun. Ambii parteneri se inspiră reciproc, fac planuri de perspectivă, explorează teritorii neexplorate, creând un pater, pat, parteneriat uh, dinamic și captivant. Singura condiție ca să ajungă să facă toate acestea este să fie cât se poate deschiși unii cu celălalt, celălalt adică să comunice în esență. Echilibrarea independenței proprii cu mediul social care aparțin devine esențială la fel ca și uh, promovarea comunicării deschise pentru a naviga în uh, imprevizibilitatea relației. Se mai întâmplă și treaba asta. Hmm. Asta am vrut să le spun. Deci de ei depinde. Mie mi se pare că impactul va fi foarte puternic. O să trecem prin multe în 2024. Da, de ce, de ce am făcut previziunile la modul respectiv? O să dai voie să mai beau o gură de... Da, te rog, cu mare drag. Normal, de figa este... Mă doare gâtul de aia. m a întrebat... Pe plan financiar. Pe plan financiar, numai puțin, că trebuie să mă duc la Berbec. Eu i-am un pic mai... Așa, pentru nativi berbec, foarte important este ca uh, ei să... Trecerea lui Pluton în uh, vărsător marchează revenirea angajamentelor și lor unor decizii. Trebuie să aibă încredere în ei, prieteniile se construiesc cu viteza luminii, ca să spun așa, și indiferent dacă vor să evolueze în planul carierei sau să investească cu înțelepciune, să rămână Pur și simplu priceput din punct de vedere financiar, a spune că 2024 este biletul câștigător pentru ei. Deci, în avantajați din acest punct de vedere. Ce aș vrea să le mai spun, așa că într-o lume în care succesul financiar este un dans cosmic, 2024 este șansa lor de a străluci, de a ieși în lumina reflectoarelor. Iată un an de mișcări strategice, riscuri calculate și victorii financiare care le va face munca din grea să devină una plăcută. Asta ar fi pentru berbeci. berbeci. Pentru taur, frumoasa Venus va fi puternică, uneori prin sensibilitatea ei datorită energiilor. De ce? Pentru că ea reprezintă și cash flow-ul, deci reprezintă și latura financiară și chiar de acumulare pentru mulți dintre noi. Este nevoie să fie un pic atenți că viața socială va căpăta culori neașteptate și atunci trebuie să fim un pic mai atenți la ce privește partea, cum spuneai tu, la partea financiară. Vă fi un pic agitați din punctul ăsta de vedere, să aibă un pic grijă, este crucială, dar este bună. Jupiter și Uranus se împing să acționeze într-un mod diferit, inovator, pentru a readuce un nou suflu necesar în spațiu profesional. Soarele, când intră în semnul lor, îi va ajuta să-și recâștige încrederea în sine. Și de aici îi va ajuta uh, în tot ceea ce fac și banii vor veni. Uh, pe de altă parte, dacă o rup sau nu există o relație, ca lumea cu finanțele, îi sfătuiesc să nu intre în polemică, să nu se sperie, ci să încerce să-și rebugeteze veniturile în funcție de problemele pe care le au. Oportunitățile se aliniază cu obiectivele lor financiare pe termen lung. Deci, investițiile inteligente și deciziile financiare ar putea aduce câștiguri substanțiale. Bine pe pentru Taur. Taur Da, dar este bine până în, în iunie când iunie pleacă în mai, pardon, pentru că Jupiter va pleca din semnul lor, cât încă este în semnul lor, îi va ajuta. Deci bate deci cât trebuie e să cald Fie, da, să bate, bate sferul cât e cald, asta e de... Pentru gemeni vin oportunități care țin în special de cei care au talent artistic și în special talent la scris. Ei din așa ceva s-ar putea să-și câștige, uh, să aibă parte de câștiguri fiind profesional și financiar. Mi uh, sfătuiesc să delege din responsabilități ca să se ocupe de pasiunile lor uh, 2024 le promite o perioadă de investiții inteligente și mișcări strategice în ceea ce privește câștigurile Curiozitatea lor înnăscută îi va conduce să descopere lucruri noi ascunse în lumea financiară Iar natura lor adaptabilă le va permite să profite de oportunitățile pe care alții le-ar putea rata deci, eu zic, fie că este vorba despre un salt în carieră sau de o investiție inteligentă, anul acesta îi favorizează pe acei gemeni care îndrăznesc să facă un pas calculat. Deci, să știe ce fac. Vin racii, e? și la rac trebuie să fim atenți, pentru că eu am zice că. Jupiter, care încă este în taur până la prima jumătate a anului, le aduce o perioadă de prosperitate, le stimulează finanțele, le aduce oportunități în ceea ce privește uh, uh, bunăstarea personală. Numai că uh, Jupiter va pleca de acolo și atunci va trebui să fie foarte atenți uh, ce vor să facă. Uh, pot exista momente de îndoială și de ezitare dar financiar vorbim despre un amestec palpitant de oportunități, de investiții înțelepte, dar și de o notă de precauție care îi face să acționeze cu încredere prin problemele cotidiene. Intuiția naturală, talentul pentru planificare vor fi armele secrete dacă vor să aibă bani în pușculiță. <coughs> Este momentul în vară, de exemplu, să facă investiții inteligente, să economisească cu înțelepciune tot anul și să-și lase flerul financiar să acționeze. Iau au fler financiar, dar n-au decât pentru chestiile astea mărunte din casă. Ei, acum ei trebuie să iasă în afara, deși ei simbolizează ideea de cămin, de familie, trebuie să iasă în afara și să se orienteze tocmai pentru a duce și a atrage banul în sânul familiei, acasă, acum, așa cum își doresc. Pot apărea cheltuieli neașteptate, vară-toamnă, partea a doua averii și toamnă, deci până undeva până prin octombrie, când le va fi testată capacitatea de a se adapta și de a rămâne calm sub presiune. Deci pot apărea aceste cheltuieli, ne poate să apară o amendă mare, poate să, Doamne ferește, ați văzut, să-ți ia casa, să, să fie inundații, să... E, în asemenea momente ei trebuie să-și păstreze calmul, să găsească forța interioară, să se ridice, să-și rebugeteze tot ceea ce au de, să calculeze tot ceea ce au de făcut și apoi să o ia sistematic, chiar dacă în rate sau, eu știu, cu ajutorul cuiva, să-și repună viața pe, pe linie, ca să zic așa. Oricum, să se asigure că obiectivele lor sunt armonizate cu cele ale partenerilor, să nu se să grăbească să-și asume angajamente financiare fără o analiză minuțioasă. Foarte important pentru RAC. Pentru Leu, a zice că să nu exagereze prea mult cu angajamentele. Financiar vor avea și ei parte de investiții inteligente, de oportunități. Pentru că 2024 promite un an de posibilă creștere financiară. Încrederea lor naturală și abilităția, abilitatea de a conduce de conducere cu propriile arme îi ajută să ia decizii financiare îndrăznețe, indiferent dacă se gândesc la investiții sau la achiziții majore, cum sunt, de exemplu, o casă, un teren, un apartament, schimbarea mașinii. Să-și planifice viitorul în acest sens, pentru că au marea șansă de a-și atinge scopul financiar în 2024. Iar în timp ce încrederea uh, le alimentează aspirațiile financiare, pot apărea de asemenea momente de cheltuieli excesive sau decizii impulsive. Că ei mai fac chestia asta, doar de semn de foc. E, cheia este să respecte un buget și să evite să se extindă prea mult atunci când nu au siguranța că ceea ce vor să facă le este uh, benefic. Pentru fecioare, calitățile lor de a rezolva problemele vor fi la mare căutare. Asta este foarte important. Înclinația lor spre perfecționism poate aduce ocazia, ocazional însă și îndoială de sine și și exageră, exageră, exagerări. Întorsăturile neașteptate de la locul de muncă le poate testa adaptabilitatea. Uh, este bine să facă față provocărilor, să se aștepte la câștiguri financiare, la bonusuri mai ales sau oportunități de avansare în carieră care pot apărea. Deci eu zic pentru fecioară profesională este foarte bun 2024. Abilitatea de a face distinția între investițiile înțelepte și cheltuielile frivole își va spune cuvântul. Le, îi sfătuiesc să ia în considerare Explorarea unor noi căi sau strategii de investiții, pentru că bugetul și obiceiul lor de, de a economisi va da roade. Și zic eu că du duce la o securitate financiară sporită. Nu va, anul nu va fi lipsit de provocări, pentru că natura lor practică duce ocazional la o gândire excesivă și de aici la ezitare, ceea ce îi poate face să rateze oportunități dacă nu sunt atenți. Să-și amintească, riscurile calculate pot aduce recompense grozave. Așa că nu trebuie să lase teama să-i domine. Mergem mai departe la balanțe. Pentru ei lucrurile au o anumită volatilitate, ca să spun așa. Simțul lor impecabil pentru echilibru și diplomație va fi cheia pentru evoluția carierei în acest an. Pătratul Saturn-Uranus le poate umbri, însă această evoluție trebuie să fie un pic atenți la schimbările neașteptate în mediul de lucru, cum ar fi restructurarea sau concedierile. Problema de comunicare le a putea pune piedici, la fel. Sunt foarte timizi, unii sau unii ignoră anumite lucruri și atunci se defazează. În momentul ăla nu mai comunică cum trebuie și lucrurile o iau razna. În domeniul finanțelor este vorba despre mișcări inteligente și alegeri foarte bine țintite. Odată ce Jupiter susține sectorul financiar, potențialul de câștig devine un impuls pentru ei. Uh, oportunitățile de a crește aș crește peniturile apar pe negândinte cel puțin la a doua parte a anului și este normal atâta timp când Jupiter va trece în gemeni și va face trigon cu semnul lor, deci unul din aspectele benefice, uh, fie că vorbim despre o promovare de un al doilea job sau o investiție genială sunt susținuți din punctul ăsta de vedere. Deciziile lor financiare sunt conduse de echilibru și de corectitudine punctele lor forte. Această trăsătură îi va ajuta să-și construiască un viitor stabil și prosper. Apropo de ce discutam noi, mergem mai departe la scorpioni. E, acești nativi, în primul și în primul rând, am sentimentul unei renașteri la ei. Lucrează pentru această repunere, ca să zic, pe, pe linie. Au toate mijloacele materiale să-și materializeze ambi ambițiile. Sunt punctuali și serioși și vor fi remarcați pentru acest lucru. De urmare, crește popularitatea, dar atenție la energiile lui Jupiter care va ajunge în Gemeni. Și le va băga, și din când în când, așa, contre, ca să zic eu așa. Pune câte o piedică să vadă, e în stare să se ridice, să meargă mai departe. Eu zic că Scorpionul este în stare să facă foarte multe. Datorită însă, mare grijă, datorită lui Pluton, se pot implica în lupte pentru putere și să declanșeze conflicte la locul de muncă. Atenție la disputele cu uh, colegii și în special cu superiorii. Sunt predispuși la obsesivitate, mai ales când vine vorba despre cariera lor, deci mare grijă. Investițiile financiare sau deciziile legate de carieră pot avea, veni cu riscuri. De ce spun treaba asta? Pentru că fazele de retrogradare ale lui Mercur în 2024 le poate tulbura uh, judecata. Așa că le sugerez să fie foarte atenți la ceea ce fac și în special în perioadele cu Mercur retrograd să citească contractul de, un contract de 10 ori dacă au desemnat ceva, să fie foarte atent unde investesc, cum investesc. Eu am făcut niște chestii pe, pe cont propriu, curioasă să văd dacă se verifică Mercur retrograd și să știți că se verifică, am făcut lansarea unei cărți pe Mercur retrograd, am dat o în bară și a trebuit să relansez cartea după ce Mercur a revenit în mers direct. Deci eu le-am experimentat din curiozitate, știi, ca să face vărsătorul. Însă, ce este foarte important pentru Scorpion? Anul 2024 este anul relansării financiare. Cu energia transformatoare a lui Pluto, cum spuneam, și cu determinarea lor naturală la cârmă, sunt gata să facă pași semnificativ. Dacă se gândesc la investiții strategice sau la revizuiri financiare, este momentul să-și asume riscul calculat. Au talentul de a descoperi oportunități ascunse și de a face investiții inteligente. Fie că vorbim despre imobiliare, despre acțiuni sau antreprenoriat, perspicacitatea lor financiară va da, duce la rezultatele dorite. În plus, colaborările și asocierile în participațiune le sunt favorabile în 2024. Deci, fac echipe bune cu persoane care au aceleași idei ca și ei pentru a-și extinde portofoliul financiar. Mergem mai departe la săgetători Ei bine, pentru acești nativi, ei săracii să, săraci. Nu le poți spune săraci pentru că au tot soiul de idei zic așa, cu, cu drag într-un fel, le zic săraci, pentru că uh, au foarte multe idei, iar încrederea în sine, cu încrederea lor în sine sunt capabili să transforme și munții să-i munte din loc. Asta este foarte important entuziasmul lor natura, natural. Împreună cu abordarea fără teamă a problemelor va, este forța motrice la tot ceea ce uh, fac acești nativi. Flexibilitatea va fi aleatul lor în acest an capacitatea de a construi relații puternice, în special financiare, însă poate schimba jocul, să fie foarte atent. Perspectivele financiare totuși zic că sunt benefice, optimismul natural și tendința de asumare a riscul, riscurilor îi pot conduce la investiții înțelepte, cu potențial de, de recompense generoase, au șanse de a crește financiar prin proiecte inovatoare sau promovările la, la locul de muncă. Dorința de a explora teritorii financiare poate aduce și avantaje neașteptate. Așa că hmm. se dă înainte că ei pot să facă lucrul ăsta cu încredere. Și ajungem la Capricorn, da, care Sfera profesională nu, e, profesională nu este atât de restrictivă cât se cere o abordare disciplinată uh, pentru a merge, mă cum ei sunt disciplinați și foarte bine structurați și organizați să meargă uh, pe drumul lor. Uh, sunt facilitate relațiile cu colegii de muncă, relații, vorbesc de serviciu, de colaborare. Uh, de, după, de foarte multă vreme, Pluton uh, uh, a. Pluton a stat la 16 ani în semnul lor. Odată cu plecarea lui învărsător, se vor simți ușurați, se vor simți mai deschiși și ceea ce nu prea fac ei, se vor deschide relațiilor cu colegii de serviciu, vor fi alte... Deci pentru ei primează foarte mult partea profesională. Bineînțeles că partea profesională întotdeauna este însoțită de partea financiară, că nu se poate uh, altfel. Și atunci... Uh, ei trebuie să, să, fie foarte atenți cum își reorganizează lucrurile de asemenea manieră încât relațiile să le aducă și stabilitate. Nu doar o chestie de a să-i plimbe așa, călătoria lor financiară este ca o simfonie bine orchestrată cu un crescendo de succes și câteva note provocatoare pe parcurs. Practica, disciplina, angajamentul față de obiectivele propuse sunt armele lor secrete. Oportunități de creștere financiară și stabilitate, fie prin progres în carieră, fie prin investiții sau profituri neașteptate și să nu zâmbiți, fie printr-o căsătorie foarte, foarte bună. Determinarea lor constantă și concentrată asupra carierei și obiectivelor financiare pot lăsa însă puțin loc flexibilității sau spontaneității. De aceea spun să, să se joace un pic cu, cu aceste lucruri. <coughs> Pentru vărsător, ei n-ar trebui să grăbească nimic. Trebuie să fie foarte atenți la ceea ce au de făcut, pentru că Pluton le deschide o plajă de oportunități de nici cu mintea nu, nu gândesc la ce s-ar putea aștepta. Dar ce le sugerez? Să nu faceți promisiuni financiare dacă știți că nu le puteți respecta. Atenție, mare vărsător! Atenție mare! Gândirea inovatoare, priceperea intelectuală și spiritul umanitar sunt armele lor secrete în navigarea prin acest cosmos financiar, ca să spun așa. Apar oportunități de creștere financiară. Pot veni și veni și succesul în investiții, dar mai ales împlinirea viselor financiare pe termen lung care să se materializeze într-o excursie, eu știu, în jurul lumii, într-o chestie din asta fantezistă, cum numai vărsătorii pot să facă, știi? O, o, un lucru care le va deschide uh, uh, căi uh, de neimaginat. Uh, ce aș fi să le mai spun? energia lor debordează, încetul cu încetul corpul și mintea lor însă, atenție, din a doua parte a anului s-ar putea să scadă din, în intensitate și atunci, logic, că și cheltuielile, fără să-și dea seama, ei în momentul dacă nu sunt în formă, nu se simt dinamici, nu se simt energici să facă câte o chestie, încep să cheltuie în neștire. Intră în zonele astea în care bagă bani și pe urmă se întreabă, doamne, dar pentru ce le-am luat? Că se pot rezi că au trei obiecte de același fel în bucătărie, se pot rezi că au două cuptoare cu microunde. Deci apar chestiile astea care pentru, pentru ei este eu zic să-și folosească ideile, ideile pentru a intra în legătură cu potențial colaboratori sau mentori din punct de vedere financiar. Să fie, să-și Păstreze adaptabilitatea, unul din punctele lor forte, pentru că uh, pasiunea și, uh, uh, pentru carieră și proiectele inovatoare pot duce unor la un ang angajamente excesive, ceea ce îi poate epuiza, îi poate îmbolnăvi. Bugetarea eficientă a veniturilor va fi aliatul lor. Perspectiva unică asupra viitorului poate ajuta să-și creeze un plan financiar la să se alinieze obiectivelor personale, să țină cheltuielile sub control și să se concentreze pe economie atât pentru obiective financiare pe termen scurt cât și pentru pe cele pe termen lung. Zica la banal pentru zile negre li se potrivește ca o mânușă. Asta e important. Ajungem la în sfârșit și la nativii pești. Pentru care creativitatea născută și natura lor intuitivă va servi drept bunuri de valoare în lumea financiară, idei inovatoare ar putea duce la fluxuri de venituri neașteptate, cu investiții făcute cu un ochi atent și ar, care ar putea genera profituri neașteptate. Să fie deschiși la crearea de rețele și de parteneriate, pentru că cheile succesului financiar sunt la ei. Dacă știu ce ușă să deschidă, totul va fi ok. Și este un an în care intuiția poate fi un ghid excelent în ceea ce privește mișcările și de carieră și mișcările financiare. Cam asta. Azi, pentru... Și dacă ar fi să facem un top al celor mai norocoase zodii care sunt Mâine, pe Eu 2020? nu cred. Toate, toate zodiile sunt norocoase. Toate zodiile... De, de, ce? Pentru că fie, toate zodiile au părți bune și părți rele. Dar dacă ar fi să mergem, în primul rând, Scorpion, am zis anul ăsta, scorpi... în prima jumătate anului merg, or să meargă bine vărsătorii peștii, berbecii, și chiar și taurii, apoi din a doua parte a anului taurul intră, ca să zic așa, într-un cont de umbră, dar se ridică scorpionul, uh, capricor, scorpionul și capricornul foarte puternic. De asemenea, fecioarele. Pentru fecioare, spune că mai degrabă este un an profesional decât un an financiar. Deci de aia spun că fiecare semn are partea lui bună, partea lui uh, uh, mai puțin bună. Există o linie, ca să zic așa, ca un fir roșu, se mențin, oare, își mențin oarecum neutralitatea, săgetătorii, aș spune, racii, lei. Racii, leii, pentru că dacă leu știe cum să, cum să acționeze, ei nu, ei nu vor avea probleme din niciun punct de vedere, din potrivă își vor dovedi calitatea de lider. Că asta e o calitate la ei, strategi, strateg și lider. Strateg și conducător. Interesant. Da. Avem în 2024. Foarte interesant. Mantele. De aia, de -aia am și, repet, am făcut aceste acele uh, previziuni pentru că, uh, uh, vorbind într-o lună de două semne, la toată, uh, înainte de toate, caracterizez, am caracterizat luna. Ce se întâmplă la nivelul lunii respective, ce se întâmplă cu semnele de foc, ce se întâmplă cu semnele de aer, cu semnele de apă și cu semnele de pământ. Dar. Uh, poate că este mai greu, ca orice vărsător, ideile mi-au luat înainte, poate că m-am grăbit să fac treaba asta, nu e nicio problemă, nu-mi fac mea culpa și o luăm de la capăt cu mersul <laughs> tradițional. Deși deci nu o să renunț la ideea de a face acest tip de previziuni. E, da, interesant așa. Da. Ne scoate un pic din zona de confort, noi, da. vrem să, da. noi suntem domne, zim la berbec, zim la tau, zim, exact, zim, exact. zim la Ce se întâmplă? Trebuie să fiți foarte atenți pentru, și oamenii, cei care ne, ne, ne urmăresc să fie foarte atenți, pentru că noi vorbim despre niște generalități. Că am întâlnit situații în care mi-au spus, unei îmi spun, mamă, dar ce mi se potrivește, de nu se poate, alții, dar nu mă regăsesc deloc. Păi normal că nu vă regăsiți. Pentru că sunt lucruri care se discută la modul general. Înțelegi? Și discutându-se la modul general, îți dai seama că nu. Uneori se potrivesc, uneori nu se potrivesc. De exemplu, eu am avut surpriza, până am înțeles eu că, de fapt, sunt, capricor, sunt, sunt vărsător cu capricorn, dar marcajul meu general este de scorpion. Și zic, de aici toate lucrurile care stau în background, care le fac și äh, prefer să lucrez și mi-adun informații întâi, că ăsta e scorpionul, scorpionul adună informații. După aia le conexează. Nu cred. Ba da. <sucm> da. Uh, mai este o conjuncție în aprilie, este vorba de conjuncția Uranus, Jupiter-Uranus, o conjuncție care are loc la 14 ani odată și care vizează în mod special spectrul financiar. Și părerea mea este că acolo vor fi marile, marile schimbări. Pe cât aprilie? Probabil că pe 17, sper să nu mă înșel, pe 17 aprilie, atâtea am în minte de multe ori că... Că vine halvingul la Bitcoin pe 23, la Mai nu știu ce o să fie cu moneda asta virtuală, vor fi probleme. Mm. Vor... Aoleu! Să aveți grijă un pic care sunteți uh, prinși în sistem, pentru că um, evenimente planetare nu mai puțin. Eu mi am scris că eu dacă nu scriu o iau la câte știu și începem să vorbim. De data asta Una două de viem. Da, da, da. ne-am avansat uh, și noi acum. Na, la primul am avut cu hârtie. 20 aprilie. 20 aprilie. Am venit cu hârtii, pe venisem de la serviciu și Foarte eram frumos. cu listing după mine, era așa le aruncam, erau câte, cât cât 20-30 de pagini au fost acolo. Sunt nerăbdător deci, să ne. Pe povestești. 20 aprilie are loc această conjuncție jupiter Uranu și spuneam că în primul rând vizează planul financiar. Este unul dintre acele evenimente cerești care promite să remodeleze lumea. Apropo de ce spuneam, că marile schimbări eu acolo le văd și probabil că o parte apar noi pârghii economice. Și de ce spun treaba asta? Pentru că Pluton la Plutonii se spune că este stăpânul vieții și a morții. Cine audă de moarte imediat intră în... Înseamnă moarte și renaștere. Păi da, moare ceva ce nu-ți mai trebuie, ceva ce este perimat, este trecut, iar tu renaști, ideile renasc cap Phoenix din propria cenușă, trebuie să ajungi să faci lucruri noi. Când spuneam lucrul acesta acum 12 ani, am fost făcută nebună, ba că nu știu astrologie. Ce? Că astrologi m-au și-au înfipt colții. Numai că, din păcate, le-am spus mai târziu, știi, timpul a dovedit anumite lucruri și nu faptul că Mă întrebau de unde, de ce previziunile tale sunt chiar atât de, de, de exacte. Nu știu cât sunt de exacte, dar sunt... trebuie să fii foarte atent la nuanțe. Trebuie să ai un bagaj. Nu prea există, ce am sesizat, foarte, foarte multă repetitivitate. Trebuie să ai un bagaj, un limbaj colorat, pentru că lumea înțelege. Să fie ca o poveste atunci când începi să le vorbești despre problemele care le au. Că În episodul 1 pe care l-am avut în 2023, care a fost real succes aici la vorba lui Jorge, l-am lansat în martie, mi se pare, anul trecut. Eram înainte de operație, trecut, plecam, da, da la... Mi-ai uh, zis că o să ne luăm teren. Mai țin minte? Da, Ne-am luat teren la Constanța. Uite, vezi cum e? Am găsit teren pentru o casă, pentru mama. Vezi? Uite cum ne-ai ne zis. Da, și... și... Am luat permisul. Ai luat permisul, uite. uite la... Da, știu da. că discutam... Uh... Și, da, zic iubit, vezi că luăm teren. Ce teren, teren care avem eram, noi? și nu discutam despre. Eu ne a zis minerva că în octombrie îl luăm teren. La sfârșit de septembrie l-am luat. Vezi, uite cum e, eu da, a spus. Și acum. Ultima. Deci, a, trebui, nu trebuie decât să ne gândim ce s-a întâmplat în. în această, această conjuncție are loc odată la 14 ani. Ce s-a întâmplat în anul 2000? Oh, uh, nu, să mergem. Nu, -aminte 2010. că în 2010. Nu. Cum să fie în 2010? În 2010, pardon. Păi da. Încheiase mandatul. Bu, ăsta. Băsescu, nu? Băsesc, da. A, alu. Și acolo ce, ce șuturi mi-am luat. Cred că am fost singura suror care a zis că câștiga al doilea mandat. Și eram numai pe harta dânsului. Nu aveam nicio. Nu am nicio. aduc aminte atunci. Hai minte, mine era, ce minte că ai de ce erau împotriva mea, că nu e adevărat. Mă și zic, acum... se întâmplă ceva. Stai, cu... că acum am ajuns că mi-ai adus aminte că tu ai fost atunci care ne-ai spus că o să iasă din nou la mandatul 2 și urmează alegerile. Ce facem anul ăsta? Mai, nu știu, pentru mine e o chestie foarte ciudată ce se întâmplă în România la ora actuală. De multe ori mă gândesc că mi s-a mai pus întrebarea asta chiar dimineață. Cum, cum văd eu, e destul de ciudat să spui cineva ale, va, va ajunge președinte. Unii spun că este previzibil. Eu zic că nimic nu este stabil pentru România. Noi suntem pe nisipuri mișcătoare, ca să spun așa, la ora actuală. Uh, au o recrudescență a partidelor naționaliste. Pe undeva e bine, și eu sunt patriotă, și eu țin cu România, pentru că sunt româncă. Și vreau să spun că nu mi-ar plăcea să mă duc cu pașaport în Transilu, acasă la ei cum se spune acum, cum se vehiculează. Se pare că există niște documente la Uniunea Europeană din care denotă o înțelegere între statul austriac și statul maghiar să refacă Imperiul Austro-Ungar. Asta e o chestie deja perimată, n-ai cum să o mai faci. Uitați-vă ce se întâmplă în Serbia. Este, sunt pe străzi oamenii de două săptămâni și probabil că vor ajunge să anuleze, uh, să anuleze alegerile și să se organizeze alte alegeri. Uh. Se pare că au fost prinși cu o ca mică. Ar fi și acolo ar fi dovezi. Vezi tu, uh, acest Pluton vine și răscolește. Una, pe de-o parte. Pe de altă parte, Saturn este în pești. Saturn în pești scoate la lumină tot ceea ce este urât. Iar Pluton este cel care rejectează. Care le aruncă. Le aruncă în public și te obligă să analizezi, să vezi, să citești. O să vedeți, vom asista la mișcări fantastice de masă, idei, uh, mișcări de identitate națională, se vor ridica popoare să-și ceară libertatea, să-și creeze propriul stat. Deja se reconfigurează geopolitic uh, uh, lucrurile în lume. Și nu numai atât, alte alte, uh, sunt alte linii de directoare. Ce să spun? Multe conflicte vor fi înghețate. Uite că m-a cineva de războiul din. război este un debușeu, în momentul în care anumiți politicieni nu au chef de expansiune. Uite, Putin este o balanță cu ascendentul scorpion. Celălalt turcier, an este o, un țară scorpion. Erdoan este, este pești. El rezonează extraordinar. De un asemenea președinte avem noi nevoie. Eu am sperat din tot sufletul ca actualul președinte să rezoneze cu România lucrând cu harta din 1918, pentru că suntem săgetători cu ascendent învărsător. Dar se pare că noi fiind un uh, tipologic, un popor defensiv, noi tot timpul ne-am apărat, noi n-am atacat. Deci istoria o dovedește. Rare s-a ridicat să atace românul. Dar suntem ospitalieri, suntem deschiși sunt și toată lumea a profitat de acest lucru. Dar ce este mai ciudat, caracteristica vărsătorului se simte din plin la nivelul României. Suntem extraordinar de dezbinați. Fiecare este interesat și o să vedeți că la politica în România, la ora actuală, pare că se face mai mult în interes personal decât în interesul uh, uh, colectivității. Asta este marea mea durere. Și de -aia spun că uh, vom asista la niște lucruri extraordinare. Acum uite, uh, în 89, pe data de 25 decembrie, când au fost, a fost executat cuplul Ceaușescu, am spus că este lovitură de stat. Am fost făcută securista. Și am, satisfacția aia, știi, după 32 de ani să se confirme. Apoi Ce ar mai fi să spunem legat de... Mie mi-au murit cole, prieteni în brațe. Și mă întreb pentru ce. Iar mi-am adus aminte. Și faptul că după 32 de ani vii și spui că a fost lovitură de stat cu nonșalanță sau declari că voi și-a a, a dat arama pe față că a fost obligat să închidă dosarele Revoluției. Și atunci vă întreb pe voi, voi sunteți copii, voi n-ați trăit cum am trăit noi în vremea aia, dar să știți dacă oamenii la ora actuală regretă perioada de până în 89, regretă de fapt stabilitatea. Pentru că în perioada aveai stabilitate, aveai o casă deasupra capului, aveai loc de muncă, te obliga să mergi la muncă. Câștigai așa cum câștigai iar din 86 nu s-au mai plătit impozite. Deci omul lua salariu net nu exista, nu exista impozii, nu exista task, taxă pe așa ceva. Și au murit foarte mulți tineri în ideea că o să fie altfel. Din păcate, și știi care este durerea mea cea mai mare? Mergând în istorie, românul are vocația trădării în sânge. Asta e durerea cea mai mare. Noi avem, avem domnitori care au fost omorâți fie în zi sfântă, fie în altarele bisericilor. Iar ceea ce se întâmplă la ora actuală, dezbinarea asta, care pentru că, uite, alți, alte, alte etnii sunt foarte uniți în afară. Noi și în afară suntem dezbinați. Da, asta e adevărat. Deci nu există o coeziune, care, un, un cel ceva comun care să-i facă pe oameni să lucreze pentru, pentru, celălalt. Păi eu când îi aud, păi cum te-ai născut în România, te-ai școlit în România, pe păi urmă întorci spatele România, ai făcut șase ani de facultate, statul ăsta a plătit, ca să te formeze ca om și tu arunci cu un roi în, în statul în care ai crescut. Asta mi se par aberante. Și uh, o altă chestiune, și o să vedeți ce probleme vor fi cu alegerile la nivel cu cei din afară, cu românii care votează în afară. Pentru că s-ar putea să voteze electronic, iar dacă se votează electronic, acolo se pot face foarte multe chestii. Deci de-aia spun, tare aș fi curioasă, cine va candida pentru România și nu va veni pentru că are un mandat de 9 ani și e posibil să mai prindă unul de 9 ani la cârma parchetului european. Că multă lume și-a pus speranța în Chiovesi. Alții se gândesc la fostul șef al SIE. În primul rând, eu nu văd criza despre care se vorbește la nivelul României. Se tot vorbește despre criză. Într-un an, doi, trei, se vorbea și în 2008-2009 când Pluton a trecut în Capricorn. În Capricorn a fost mult mai dur pentru că acolo a lucrat în special la nivelul planului material. Acum, intrând în vărsător, se lucrează la nivel de mentalitate și de structuri. Problema este că, ce să zic, în căutarea unor soluții, vor avea loc schimbări fundamentale și de structură, și de mentalitate. Deja au început, să, cum spuneam, să se reconfigureze zonele de influență, dar și cele geopolitice. Oamenii, cum spuneam la început, vor începe să-și reclame propria independență. Nu asta va fi. Hai să ne gândim un pic ce s-a întâmplat în Franța, la Revoluția Franceză, în 1792. Au căzut capete, dar s-au ridicat alte capete. Problema este că noi am stat întotdeauna la, cum spui, era titlul unui film care mie mi-a plăcut foarte mult, La răscrucea Marilor Curtoni. În, de ce spun treaba asta? Pentru că România și Nicolae Iorga o sublinea foarte frumos când spunea, noi nu avem un Versailles, noi nu avem un... un, un Firenze, noi nu avem un ufiții, nu avem un luvru, pentru simplu motiv că a trebuit să stăm aici și să fim parapet, să fim zid de apărare, de luptă cu turcii ca să aibă apusul să se poată ridica. Deci noi tot timpul am fost un teren care, un, o populație care a fost pe teren în mișcătoare, dar a știut să se adapteze și asta este o caracteristică a vărsătorului. A știut să fie ce să ia, partea bună de, a lucrurilor și să meargă mai departe. Uh, foarte multă lume nu știe că, de fapt, aici, în zona noastră, era centrul spiritual al lumii acum vreo 4000 de ani. De aici și denumirea de lai a dacilor. și Nu că sunt dacofone da, da, uh, da, dacofilă dar uh, citesc acum niște chestii pentru că scriu o carte despre uh, Ordinul Cavalerilor uh, Basarabii. Și așa am ajuns și eu să aflu că și am vrut să fac pe nebuna și să vin, am primit un cap de lup de argint imens, cu cercei cu tot de la un prieten care e mare dacofil și am și lupul, lupul copil fiind de trei ori m-am întâlnit cu lupul. Pe mine lupul niciodată nu m-a atacat, pe alții i-a sfârșit lupul se punea la picioarele mele, se pune... Deci, verificate, povestesc, ma părinții mei povestesc cu nașii, nașii mei, oamenii care m-au la patru luni jumate, eram pe păturic, a venit puiul de lup și s-a așezat lângă mine și un miner striga, era la Gura Barza și la Zlatna, striga după, era venise cu ciomagul, se mă, lupul n-a făcut nimic, s-a așezat ca un câine la, 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 un an și jumătate, ce le-a venit la ei mei să treacă un deal, să ajungă la brad iarna să ajungă pe zăpezi, să nu aștepte că le era frig și tata să nu înghețe fata, vezi doamne, să nu înghețe o drasla, hai să trecem de dealul, mergem prin pădure și noi. Ne... Și la un moment dat mama i-a zis, Victor, tu vezi ce e în jurul nostru, zice, văd, da, este haită de lupi, dar mergi înainte, era cu arma lucra în armată, s-a întors cu spatele la mama, a scos automatul și a băgat cartuș pe țeavă. Dar vine, zice, e secer noi n-a făcut, i-au condus lupii până la intrarea în brad. Și a treia chestie, am pățit-o la Lăpușna, la în tabără, aveam vreo 11-12 ani. Eu am crezut că e câine. Știi că se dau o, o bucată de pâine. Am luat ce am întins și mama și profesorul, fugi de acolo că e lupul, fugi. Dar nu face nimic. Și tot așa, s-a așezat ca un câine la picioarele mele. deci zic, mă, Mam, mamă, trebuie să am eu ceva cu lupii ăștia de nu am... E foarte ciudat, știi, când ți se spune chestia asta. Și deci, de asta, de la 11 ani, mi-o aduc aminte. Nu dă seama, era eram copil. Da. Dar revenind acum la ce vă spuneam de, de centru spiritual al lumii, de ce? Pentru că acum vreo 12 13000 de ani, tot ceea ce știți voi, că știm noi că este Europa, tot era Imperiul Pelazg este vorba despre pelași. marele pelasg era înalt blond cu ochi albaștri și uh, venea, uh, a fost erou civilizator al uh, Greciei preelenice Greciei prehomerice el este cel care a, -a, le-a adus cum ar veni, uh, au fost terraformator ca să folosesc un termen care e la mod acum e Centrul spiritual al lumii, și dacă stai să te uiți, este exact pe cât e Europa, este exact în, în Transilvania, cum ar veni. Și de aici li se spunea negri. Dar de ce li se spunea negri? Nu pentru că erau negri, ci pentru că pământul este negru, acolo e Cernoziome, cel mai bogat pământ în substanțe uh, minerale și în, 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 în roadă. Și de aici numere de lai. Li se mai spunea dacuai. De ce? Pentru că erau totemul lor era lupul. Apropo de, de lup, știi? Deci toate astea l am aflat încercând să scriu o carte în care încerc să mă, re mă refer și la partea de, de astrologie. Pentru că Marea Zeiță era, se pare, și cu Marele Preot erau mari cunoscători între ale astrelor. Iar asta o găsim și cu 5-6 mii de ani în urmă la sumerien. Tăblițele sumeriene care ne vorbesc primul, primul horoscop apare pe o tabliță. E, făcut, băiatul unui, unui rege. Deci în sumer apar primele, primele informații. Surpriză este, uitați-vă și voi, ce descoperiri au loc la ora actuală. Se descoperă civilizații cu o vechime de 20-30, alții 200 de mii de ani. Și uh, începem să ne punem în. O, oamenii încep. Să, apropo de uh, intrarea lui Pluton în Vărsător, s-ar putea să avem parte, într-adevăr, de acea întâlnire de gradul 3. Cu Deci, alte civilizații. Da. Uh, nu visez cât se poate de rațională și cu capul pe umer când spun treaba asta, pentru că ăsta este un dat. De ce? Semnul nativii Vărsător, nativii Vărsători au o chestie foarte interesantă. Ei nu știu să trăiască în prezent, ei nu trăiesc decât în viitor au darul de a prevede, de a vedea ce se va întâmpla în viitor. uite te la Jules Verne, care era un vărsător veritabil. Deci tot ceea ce omul ăsta a gândit acum 200 de ani nu. se materializează în prezent. Începând de la submarină și mi-aduc aminte 20.000 de leghe de cum îl citeam ca la sau câte, 20 de zile în balon sau 40 de zile, uite că nici nu mai țin minte că atâtea sunt -am, am cumpărat colecția integrală, da. da. Și vreau să spun că așa atâta sunt, colecția integrală Jules Verne. Ocolul lumii, lumii în 40 de zile. Ocolul dar noi 20 de zile în balon sau cum e, 40 de zile, nu mai știu. Păi no, mă fac de râs da, Asta e. Nu pot să țin, nu, nu dau încolo. Oi fi având o memorie, dar nici chiar așa. Și apoi revenind la Jupiter, vă spuneam că Jupiter este în, pe, în pești. Saturn este în pești. Păi Saturn, ce înseamnă? Saturn este învățătorul. Ne scoate la tablă să vedem lecția de viață. Am învățat-o? N-am învățat-o, dă cu noi de pământ. Hai, tura următoare. Treci și în vatelul, ne dă cu bățul peste degete. Și asta când e în celul? Și este, pentru că deja el este în pești. Și uitați-vă și voi câte se întâmplă. Și uitați-vă ce înseamnă un Jupiter uh, alterat. La ora actuală, Jupiter este în aspecte uh, tensionate din păcate, și chiar am harta în față, uite, pentru că tot începusem să vorbesc despre România. Apropo de, nu știu dacă ați au, ce s-a întâmplat la ferma dacilor, cum ea că eu am fost acolo la, în complexul ăsta. E, cum se spun, se ridică părul pe mine, sunt 8, morți. Mai a avut loc undeva în, în nord tot așa, smor, tot vreo morți. Ci patru copii, patru, într-un accident de mașină, a intrat un microbuz într-un autocar, n-au -au, -au văzut, n-au avut lumină. Deci, de ce ard oamenii, știi? Și mi-am pus această, mă, ce se întâmplă? E, păi dacă ne uităm pe harta României, îl avem pe Jupiter un aspect tensionat cu Chiron, Chiron, Chiron reprezintă rana spirituală, lucruri cu care am venit și pe care ar trebui să le vindecăm și împătat cu marte. Pe ce se trebuie? Uite, de, ce, de unde incendiile în România? Și tot ce se întâmplă, pe, și accidente, pe, și, că e și marte implicat. Și marte în capricorn este exaltat, pentru că România are marte în capricorn, ori exaltat, marte îți dă tot ce e și bun și rău. Deci vinul, în funcție de aspectul pe care îl face, aia se întâmplă. Și uitați-vă ce s-a întâmplat. Deci pe mine mă... și știți de unde a început? Din momentul în care a intrat băiatul ăla drogat și i-a omorât pe cei doi la 2 mai. Din momentul ăla s-a prefigurat aspectul. Se numește care un T. Deci nu văd de ce, de ce lumea ar trebui să se să, să întrebe. Uite de la ce. Și când vorbesc de rană spirituală, imediat m-am dus cu gândul istoric la ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei. Foarte mulți conducători români au fost strădați, exact cum a fost strădat și Ceaușescu. Pentru că Ceaușescu putea fi dat deoparte, fără nicio problemă, intervenea armata și punea, numai că din păcate armata s-a împărțit în vreo patru facțiuni, deci nu mai știai care cu care votează. Aici era toată problema. Iar aspectul ăsta pe vis-a-vis de, vis -vis de mai și mor tineri. Tot asta am spus. Problema care o văd pe România sunt ce, ceva cu tinerii zic, nu s-a întâmplat, nu s-a terminat încă cu 2 mai în vară. Și uite, -te, în continuu se păstrează aspectul, mai durează un pic până pleacă chiron. Aspectul se va desface undeva în februarie. Și ce este mai uh, interesant pentru noi este că și nevoia și nodul nord, sensul vieții, este conjunct cu Chiron. Deci noi acum plătim, trebuie să se compenseze, din punct de vedere transgenealogic, lucrurile astea se numesc compensare, închidere de cercuri energetice. Eu tot ce am învățat în Franța m-a dus și am proiectat și cu astea lucrez și pe, în astrologie apropo de previziunile pentru anul viitor. Și de aia spun că România are nevoie de un om care să rezoneze, nu atât cu unde e soarele nativ, că e pe mijlocul cerului, cât eu cred că trebuie să rezoneze cu ascendentul, cu ceea ce preluăm după 20-30 de ani. Și vorbeam de domnitori care au fost rădați și au fost rădați de noi, de români, deci este o listă întreagă, am băgat-o pe, pe Facebook, toată lumea a citit-o și bine, unii m-au mai ciufulit, alții mai... dar nu mă interesează. Eu îți spun, eu îți vorbesc cu actele în mână, nu mă, nu, ce arată documentul cine? istoric, nu am... Și cine deci, a fost? E Bogdan al doilea întemeitorul Moldovei, tatălui Ștefan cel Mare, e Radu de la afumați care a fost omorât în altarul bisericii. În altarul bisericii, da. Deci... Ce să spună, sunt multe, Educa, care a fost executat la Sinaia, a fost premier, Gheorghe Duca. Deci avem o serie de personalități care s-au -au jerfit efect, adică și-au iubit țara asta până dincolo de viață. Și lucrul ăsta nu-l cunosc tineri. Și durerea mea cea mai mare este că la cel mai bun, am avut o discuție cu elevii celui mai bun liceu, dintr-un oraș mare din România și nu știu istorie. Nu-și cunosc istoria. Pentru că s-au scos din manuale pasaje întregi că au zis că sunt comuniști. Cum poți să spui că este comunist o revoluție de la 1848, când toată Europa a fost guduită? Hai, îl scoți, dar nici pe Tudor, Tudor Vladimirescu. De ce să-l scoți? Pentru că l-a avut curajul în 1821 să revendice niște drepturi pentru, pentru țăranul român? Oare asta nu are importanță? Noi am fost o țară eminamente agrară până în 47. Dar, în fine, nu, nu, nu vreau să fac politică ca noi, dar întorcându-mă din noiembrie încolo, eu zic că or să fie niște lucruri, din martie încolo, or să, fie, or să fie niște lucruri, zic eu, bune pentru România, în sensul că o să râdeți, dar am avut produs intern brut, care a, am avut venituri pe intern brut, deci asta e bine, se liniștesc lucrurile din punct de vedere diplomatic. Noi asta avem, e veste bună. Da, noi îl avem pe Saturn în, în leu, în casa șaptea, în casa diplomației, din punct de vedere mundan, adică lumesc, când proiectez, când analizez harta din punct de vedere mundan. Și mai mult, Marte este conjunct cu, cu Saturn și face aspecte foarte bune cu cine? Cu luna. Luna reprezintă baza emoțională, reprezintă, dacă vreți, relațiile afective, dintre afectivitatea nației, care la noi este în scorpion. Deci există un depozitar extraordinar. Și cu cine? Cu Jupiter, tinerii. Deci cei care pot scoate țara asta, să spunem, din maras, sunt tinerii. Dar problema este câți mai vor să se întoarcă. Eu zic că și probabil că politica următoare asta va fi, ca tineretul ușor, ușor să înceapă să se întoarcă și avem chestiile astea, ca anul viitor foarte mulți să se, se întoarcă școliți pe, în afară, să se întoarcă în, în, țară, să se întoarcă să lucreze pentru România. Eu sunt convinsă că dacă puneam umărul 90, toți cei care au plecat să facă, să câștige mai mult, punea umărul să facă, ar fi făcut din România rai da, vezi că n-am fost. Nu, nu e. Noi trebuie să... Îs, niște lucruri la am omorât pe Ceaușescu de Crăciun. Pe cum, cum, să ai noroc sau cum când spiritual tu ți-ai ți omorât conducătorul. Și că era o... Pe vremea dacilor era o mare, un mare lucru ca spiritual un șef să fie executat. Burebista, de exemplu, a fost asasinat. Exact în același an, în 44, cu Cezar. Iulius Cezar. Există foarte multe paralele între cele două personalități, dacă stai să le faci. Deci, iată cum lucrurile uh, uh, vin și, și, și se adună, ele se contabilizează. Nu aici la mine, ca om, se contabilizează acolo sus, se contabilizează cu ce venim noi din neam. Nu întâmplător a, uh, e proverbul acela cu a, noua, a, noua, a, noua, a cincea roată de la car sau a noua spință de la roată. Pentru că el vorbește de, despre ascendenții noștri, iar noi ne pregătim drumul pentru uh, cei care vor veni, pentru descendenți. Și atunci trebuie să fim foarte atenți. Bun. Ce am moștenit noi ca țară. Păi, noi ca țară, ce -am avem chiron în casa întâi, unde în pești, în domiciliu, zice -se că ar fi. Și Chiron, rana asta spirituală vine și vorbește despre ce? Marea noastră problemă a fost problema afectivă. Poate că am fost prea săritori, prea darnici, prea ospitalieri și astea intră în, în sub umbrela uh, afectivului. Hmm. Deci asta ar trebui să uh, uh, știm. Apoi... Uh, și asta nu ne-a făcut neapărat bine. Și Da, pe ea s-a dar foarte interesant este, uitați-vă la exportul de materie cenușie. Știți unde au românii sensul vieții? România. Mm. În casa 10-a carierei. Uite exportul de materie cenușie, toți copiii ăștia deștepți care pleacă ca din pușcă. Se duc mâncând pământul în loc. Dar sunt și aici. De, de exemplu, au făcut un grup de copii, acum are, au luat un premiu, acum vreo lună, au creat o inimă artificială care este capabilă să bată 100 de ani wow <laughs> și am făcut la fel bun, exact același lucru l-am avut pentru că l-avem pe Uranus în domiciliu pe ascendent pe ascendentul României idei geni -ă, și genialitatea, noastră, genialitatea ingeniozitatea uh, inventica toate ne-au au caracterizat caracteriz și caracterizează acest semn iar dacă noi îl înțe o înțelegem și pe Lilith de exemplu, avem pe Lilith în, tot în casa 8 doar că în balanță. Lilith, și aici, colegii mei, cred că unii colegi fac o mare confuzie. În primul rând că nu este asteroid, nu este planetă, nu este punct matematic. Lilith este un abru, este o umbră, de-aia și spune generic luna neagră că e umbra lunii albe. Și atunci ea, în această calitate are capacitatea de a pătrunde atât în sufletul nostru, în cele mai ascunse cotloane ale sufletului nostru, dar mai ales are capacitatea de a ajunge la nivelul inconștientului înainte ca noi să conștientizăm anumite evenimente. Și de-aia când plecăm să facem o treabă și o facem cu inima deschisă, e clar, ea ne spune, mergeți, că sunteți pe drumul cel bun. E, sunt situații în care vrei să faci o chestie, tot ne se întâmplă ceva, ești bloc de câteva ori te oprește ceva din drum și nu știi pe păi este uh, semnul lui este Lilit îți transmite că nu ești pe drumul cel bun deci așa trebuie privită Lilit nu că este cel mai mare dușman și că este, da într-adevăr din punct de vedere spiritual se pare că a fost prima soție a lui Adam, nu Eva, ea a fost prima soție și și-a reclamat dreptul de femeie, dreptul de egalitar între bărbați și femeie și a fugit și Dumnezeu a trimis doi îngeri după ea și a spus că nu vine pentru că se simte foarte bine, fiind liberă. Deci, într-adevăr, ea mai semnifică și, și, independența de spirit, dar semnifică și amanta, în același timp semnifică însă și un anumit tip de înțelepciune și de o intuiție pură. Deci, intuiția prin excelență îi aparține ei. E, românul are în aspecte foarte bune cu Uranus, Păi de aici foarte multe chestii care se pot face, pentru că Lilith îl susține pe Uranus, Uranus este în domiciliu, adică vine cu tot ce are mai bun și atunci îi vizează. Și ce vizează? Aspectul foarte bun se face cu, cu Mercur, Mercur înseamnă mental, înseamnă gândire. Și uite-te cum ies la iveală, cum poți să caracterizezi în câteva cuvinte tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani în România. Și pe vremea lui... Să știți că și pe vremea lui Ceaușescu se fugea din țară. Nu e o... Sunt cimitire în nevestul țării care nu, nici cruci nu mai au. Câți au fost executați și despre care nu se mai știe nimic când la grani. Astea erau, astea erau vremurile, n-aveai ce să faci. Un, unul poate din cele mai mari momente și... Prima sciziune care s-a produs în perioada comunistă a fost în 68, când Rusia a invadat Cehoslovacia, iar Ceaușescu a fost singurul șef de stat, singurul șef de stat care s-a ridicat și, și, a spus că nu este corect ce s-a întâmplat. Deci el a fost singurul care a avut curajul să le spună rușilor treaba asta. E, atunci vreau să spun că toată lumea era în stare, toți bărbații din și eram destul de mare când 14 ani, vedeam ce se întâmplă. Și țin -mi minte pe tata care a venit, era încă militar și a spus la mama să ai grijă de copii, că eu nu știu dacă mă mai întorc. Deci am fost pe picior, ăla a fost unul din momentele cel mai dramatice, dacă vreți, a istoriei moderne. Că a fost comunist, că n-a fost comunist. Ăla a fost momentul culminant, ca să zic așa, în care deja primele semne comunismul se căuta cel comunism cu față umană. De, despre care se tot vorbea. E, că în timp s-a întâmplat ce s-a întâmplat, gândiți-vă și voi, România, o țară mică, în aprilie 89 se spune sus și tare, se declară România nu mai are nicio datorie internațională. Ce stat credeți că a putut să suporte acest lucru? Uitați-vă ce se întâmplă la ora actuală cu, cu noi. Și astral vorbind, Astral vorbind, dar eu zic că acum este momentul, România ușor, ușor începe să se ridice. Nu, nu mă întrebați cum, eu doar vă spun ce văd în harta natală a României. Nu pot să vă spun că o să vină X sau Y să conducă, să preia friele și să facă ceva, dar are potențial. Deci harta noastră... Ilustrează un potențial extraordinar lucrativ la ora actuală, care poate să repună România, oricum ea este pe harta lumii, să o repună pe linia de plutire. Să nu trăim toți cu senzația că ne înnecăm. Asta este uh, foarte important de reținut. În plus, uh, ce o să fie și foarte interesant, tot cu tineret, la tineret aș bate. Aș bate încă moneda, intră în Vărsător, va intra în Casa 12-a. Casa a 12 este casa de legătură cu viețile anterioare, este casa inconștientului colectiv, este casa în care accesăm tot ceea, tot ceea ce antecesorii noștri au lăsat. În funcție de ce face el acolo, la nivelul acelei case, va fi și viitorul. Și de aia spuneam, eu nu văd România rău. De asemenea că nu văd nicio criză. Mai degrabă văd crize de personalitate. Foarte multă corupție care va ieși la iveală. Asta va face. Va scoate tot ceea ce, ce este rău, tot ce este mai urât din noi. Ca să vadă lumea că, de fapt, Dumnezeu. noi am greșit. Exact. Dar, repet, ce îmi place, îmi place că Saturn, care reprezintă. Este Saturn, nu că l-am avut, am avut diplomați buni. Dar Saturn încetinește lucrurile până când grupul omul, eu, ca individualitate, învăț anumită, deprind o, 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 o anumită. Uh, un anumit învățământ de pe urma a ceea ce, ce mi se întâmplă. De-aia spun că el ne îngenunchează, odată la 28 de ani se închide un ciclu și atunci dăm lecția, dăm examenul vieții noastre pentru perioada respectivă. De-aia se spune că la 28 de ani ar trebui să avem familie, să avem școala terminată, să fim angajați, să fim pe picioarele noastre. Începe al doilea ciclu care se închide la 56 de ani pentru unii. În funcție de unde au, îl au pe Saturn în tema natală. Când se închide al doilea ciclu, dai seama pentru ce ai făcut la maturitate. Dai examenul maturității. Iar România a trecut deja prin treaba asta, din 1918 până acum, pentru că eu lucrez cu harta de la 1918, nu cu 1900, 1859. Și cred că am și data trecută când am fost. Atenție mare, se face o mare confuzie și eu nu înțeleg. Istoricii de ce întrețin această confuzie? Nu a avut loc nicio unire a Principatelor Unite în 1859. A avut loc alegerea lui Cuza în al doilea stat române, rom de limbă română, în Valachia. El câștigase alegerile în, în Moldova și a câștigat alegerile și în, în, în Valahia. Unirea se va face abia mai târziu. Abia la 1861, uh, Franța își da acordul ca România să, fie, să se constituie ca stat. Asta era în 1861, august. Deci dacă ar fi să mă iau după data de naștere, eu aș spune data de naștere a României 1 august 1861. Una la mână. Războiul de independență. Cum credeți că s-a desfășurat? Tot cu acordul marilor puteri. -a, a avut loc această ofensivă. Uh, nu întâmplător? A venit un rege dintr-o dinastie din, din, de, uh, regală, dintr-o dinastie europeană, este europeană. El a venit, într-adevăr, din Germania, dar se trăgea, uh, rădăcinile lui sunt în Anglia. Deci, iată cum uh, toate se leagă, începând de la tot ceea ce înseamnă istorie medievală, istorie uh, modernă. Toate uh, au un, un, un uh, okie. Okay. El a venit în România de ce? El a fost adus aici, părerea mea. Mă aici, mă pot combate uh, istoricii cum vor ei, dar părerea mea este că omul, omul ăsta în ascendența lui avea ceva de român. Nu venea, n-a venit el întâmplător aici. Știți că de multe ori te duci în o țară în care simți că ai mai fost, ai mai trăit. Se spune că sunt locurile prin care noi am trăit. El a venit în România simplu și a făcut niște lucruri, a bătut monedă. A început, au început construcția căilor ferate. Nu întâmplător, Timișoara și România a, avut printre primele, a fost printre primele state din lume care a avut uh, linie CFR, cale ferată. Uh, uh, Zi travai ăla cu cai a apărut întâi la Timișoara, și al doilea oraș a fost București, capitala. I se spunea Micul Paris, pentru că aici găseai, era o emulație uh, uh, culturală extraordinară. O emulație care se încearcă acum, la ora actuală, să se refacă, să se adune din nou, dar suntem atât de disparați și atât de diferiți, încât fugim unul de celălalt. Cum le-am spus și colegilor mei astrologi, mai fraților, haideți să ne unim, pentru că vor începe să ne muște. Și ne-am mușcat, bineînțeles, primul care a sărit că îi se pare uh, halucinant că în România există profesie de, uh, astro, profesia de astrolog și de numerolog. Păi, domnule rector, să știți că această, aceste profesii există de aproape două decenii. Îmi pare foarte rău că nu vedeți mai departe și am și transmis domnului rector în scris că să nu mă facă să-mi fie rușine că sunt și psiholog. Pentru că am colegi psihologi care sunt foarte bune astrologi, din păcate. Dar vedeți, e ca și cum ceva subversiv împinge, obligă, ne, începe să ne aspută unul împotriva celuilalt. Vom mai, mai fi loviți pentru că astrologia e apanajul vărsătorului. Pluto va veni și va duce la lumină multe lucruri legate de, 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 astrologie. Pot să apară multe chestiuni interesante legate de modul de interpretare, legate de modul de, de revelație. Exact. Încet, încet astrologia se va dovedi o, o și este, zic eu și la ora actuală, un instrument extraordinar pentru că merge mână-mână mână cu, cu, cu consilierea. Ce nu, știe, nu știa probabil domnul rector este că majoritatea dintre astrologi suntem poate tripli licențiați, deci sunt cu oameni cu studii, deci oameni care au învățat așa, bătut pe Deci nu fac astrologie întâmplător. Nu citești mii de cărți întâmplător. Pentru că cărțile alea trebuie să-ți deschidă ție un pic, un pic mai mult orizontul vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă. Numai că, din păcate, și noi, astrologii, știm să lovim unul între altul. Nu sunt ca mine și cu noi care, cum ne-am văzut, cei, hai să mergem! Deci există o apropiere între noi, fiind și vărsător și el, logică. Pentru noi dispar granițele astea. Ce deranjează, poate, este că noi nu... S-ar spune că nu avem măsură, dar tot ceea ce facem este. facem pentru că simțim că putem să o facem și sunt, știm că suntem capabili să o facem. Noi nu ținem, pentru, pe noi nu poți să ne limitezi, pentru că mintea noastră o ia înaintea limitelor. Din păcate, asta s-a încercat în ultimii 30 de ani, limitarea, limitarea progresului. Interesele au fost mari, nu știu ce, dar eu zic că lucrurile astea se vor repune pe, pe tapet. În aprilie se va vorbi ceva foarte mult despre bani, despre venituri, venit național brut și, net, și, de asemenea, Venus face aspecte, este în conjuncție cu sensul vieții. Sensul vieții în tranzit este prin casa banilor. Românii sunt capabili să muncească și să facă bani. Problema este să o facă, nu în interes, să o facă și din interesul celuilalt, nu doar în interesul propriu. Pentru că la noi, dacă există un mare păcat, ai, ați văzut care este. Faptul că majoritatea politicienilor mai întâi pun pe prim plan interesul personal. Or, atâta timp cât ești politician, părerea mea este că întâi pui interesul colectiv și abia îl pui pe al tău. Pe primul loc trebuie să stea interesul colectiv, nu, nu interesul personal. A, că ce faci tu după aceea și în particular e treaba ta. Eu foarte multă vreme nu m-am împăcat cu ideea, că îmi spunea, ce să-ți fac? Zic, iată, iar au scris de mine, ia uite, iară s-au luat de mine că mă lucrez nu știu pe unde. Păi dar de ce trebuie să, să se ia de mine? Ce -au cu... Cineva mi-a spus, bă, dacă ești persoană publică, ești păsticlă, logic că se vor lua de tine. Și o să mai... Foarte greu m-am împăcat cu ideea asta și cred că nici tu nu te-ai că tu și tu ești balanță, deci eu mă gândesc că semnele de aer nu avem noi ce avem să nu ne... Dar da, revenind acum apropo un pic de români, la... români, că spuneai de românii, putem... Cum putem să îi ajutăm și pe români vis-a-vis -vis de zodiile pe care le au fiecare? Uh, cum să facem? Că acum vorbim că despre România... Am vorbit despre România și asta spun eu nu văd probleme pentru România sunt stări tensionate artificial, sunt stări create artificial unele și de aici, și destul să se arunce un zvon ce mă doare cel mai tare, pentru că eu am făcut presă și am făcut presa aia, frate, din 90 până în 2000, care se făcea cu verificatul informații din cel puțin trei surse, mers pe teren, făcut cu reportofoane, mereu aveam niște cărămizi de reportofoane ca să pot să scriu și să pot să vorbesc. La ora actuală, băi, orice se aude. Se transformă în informație. Asta nu mai e informație. Nu este presă ceea ce se întâmplă. Nu este presă, nu vă supărați. Să te iei de viața cuiva e una. Dar să faci presă în adevăratul sens al cuvântului, cum se face afară, cum am încercat noi să facem și uite, Simona Ionescu de la Evenimentul Zilei poate este singura care, care mi-o aduc acum aminte și a fost singura care în momentul în care cei de la o televiziune și pe urmă și celelalte, culme, că și preiau și celelalte televiziuni au încercat să să mă ia peste picior, a fost singura care s-a ridicat și i-a întrebat, ce dar voi știți cine este Gabriel Adima? Ce de ea vă luați? Și au apărut fotografii de care eu habar n-aveam din perioada în care eram în presă din care făceam, cum să spun, umblam cu carnețelul în mână, cum spuneam și ne luam informațiile și ne, noi ne, i-am noi făcut teren în grob în perioada în care am fost în, în presă din păcate Există o anumită linie directoare, probabil că și patronii uh, acestor posturi de televiziune au interesul lor și iată, iar ne lovim de chestia aia cu interesul personal. Ori tu, ca media, în primul și în primul rând trebuie să lucrezi pentru oameni, nu pentru un anumit. Nu ești, uh, uite, Berlusconi muri. Sărac. La fel avea el ăla cu Mediasetul, care îi nebunise pe toți și la un moment dat s-au desprins, a făcut o grevă, s-a creat sindicatul și avem și noi două, din câte am înțeles, două sindicate pe presă. Ce, o, ce fac oare sindicatele astea pentru colegilor care au probleme? Da, în fine, asta e o problemă la care trebuie să le dea de gândit. Oricum, eu pentru România, din punct de vedere energetic, putere de muncă avem, capacitate mentală există, genialitate există pe măsură, nu trebuie decât să punem osul la muncă. Și mai e o chestie urâtă, degeaba vrem să facem noi ceva pentru că nu suntem lăsați, păi trebuie să facem ceva ca să fim lăsați. Și iată că vorbește revoluționarul, vărsătorul din mine. Noi ieșim pe stradă, fraților, și blocați, după cum mi se pare aberant, tu să, să vii și să spui cu seninătate pe post. Am 600 de, 6.000 de lei salariu, dar vreau mai mult, net. Că lucrez foarte mult, mi se pare, în condițiile în care ăla care chiar muncește, i-am văzut din la mătură și îi văd în, în muncitori acolo unde mai sunt, când dau la lopeți sau transportă sau fac ce sau creează ceva, au poate un salariu. Acum am înțeles că le-a crescut. Dar aveau un salariu, vai de mama lor și fenomenul muncii la negru și cu asta vor avea de lucru. Asta va fi primul probabil pe care îl vor articula acum. Asta se vede, Pluto asta va face. Tot ce înseamnă atenție mare, muncă la negru, ați spus, am pus-o. Deci noi, uh, lumea este foarte chitită pentru că se caută resurse financiare. Și atunci, de unde scoți resursele financiare? hai să blocăm un pic munca la negru pentru că nu vor să plătească taxe. Nu întâmplător, un exemplu foarte extraordinar pentru de co... cum se spune, de, 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 de coeziune națională a fost atunci momentul în care s-a spus că se limitează uh, cash-ul. Da. aici, Românul a, dat, a atunci a dat dovadă de, de... de că înțelege situația. Și au determinat, a determinat politicul să facă un pas înapoi și să renunțe la această idee. Deci, lucruri de genul... La lucruri de genul ăsta ne vom aștepta. Să vă așteptați. Din, uh, și țineți minte că suntem în 2024... Uh, cam 20 de ani stă Pluton învățător. O să răscolească niște lucruri și ce aș vrea să reținem la și o să mă duc pe urmă la că am pregătit și pentru pentru oameni în primul rând tot pe pluton că am plecat de la ideea plutoniană am plecat cu ce aduce fiecărui semn pluton în viața lor ce trebuie să urmăriți acum foarte interesant cum ne va afecta acest tranzit putunean pe parcursul lui 2024? N-am luat decât un an, nu m-am dus pe 20 de ani, cum că există și probabilitatea să este foarte mult, și nu am timp, având în vedere că eu și lucrez. Păi, în primul rând vom asista la transformări politice, cum vă spuneam. În al doilea rând, rând progresul tehnologic va cunoaște un avânt extraordinar și cred că primul, prima ramură, primul domeniu în care se va reflecta acest lucru va fi domeniul medical, când vor începe să opereze roboții fără oameni, când vor începe să pună diagnostice, când se vor descoperi, deja am de am înțeles s-a făcut primul transplant, dar nu mai înțeleg unii au făcut un transplant de creier, undeva în lume s-a făcut, și, dar nu s-a prea bătut monedă calpă pe chestia asta. Transplant de față se face de, de vreo 20 de ani se pare că s-a mutat un cap de pe un. Da, da, da. Din, cu totul, așa, nu doar creierul. Apoi, evoluția valorilor sociale. Pe măsură ce Pluto tranzitează semnul vărsătorului, valorile sociale pot suferi mutații și transformări semnificative. Și aici spun că acest lucru ar putea duce la un mai mare accent pe comunitate, pe eforturile, efortul umanitar și pe cooperarea globală. Asta este important de reținut. Probleme precum schimbările climatice, inegalitate sociale și drepturile omului pot ocupa centrul atenției, apropo de ce vă spuneam, de mișcările astea de identitate, determinând societățile să-și reevalueze prioritățile și propriile valori. Conștiința colectivă se poate schimba destizându-se către o viziune mai largă asupra lumii, mai inclusivă și în același timp mai interconectată. Deci relația uh, 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 care ține de, de, de comunitate se va consolida. Apoi, uh, un alt element important în acest este tendința uh, și mișcări globale. Este vorba despre influența uh, combinată a lui Pluto din Capricorn și Vărsător, care poate duce la... Uh, acest lucru, putem asista la foarte multe schimbări, la practici durabile și stiluri de viață conștiente, de mediu până la revoluții tehnologice, efectiv, în adevăratul sens al cuvântului, și schimbări, schimbări culturale. Este un moment în care inițiativele de bază și acțiunile colective pot câștiga teren, și aici o să vedeți ce mutații se vor provoca și la nivelul religiei, din punct de vedere uh, religios pentru că dacă stai să analizezi uh, evenimentele din istorie o, o, o să găsiți că toate aceste evenimente de fapt substratul era religios este de studiat și de cercetat pam, pam. Uh, da, uh, ce să vă spun nu terorismul, nu uciderea în masă, nu agresiunea și nici agresivitatea nu astea sunt soluții Acestea pot duce pentru o perioadă scurtă de timp la o dictatură mondială fără precedent în istorie, iar omenirea, într-un moment de exaltare belicoasă, ar putea să dispară. Și aici mă refer la orgorile marilor conducători, cei care dețin butonul roșu, rușii, americanii, acum am înțeles că și chinezii, și coreenii, și indienii. Deci, ia, uitați-vă ce. Și apropo de asta mi-am mi adus aminte în timp ce scriam acest material când Andrei Marlowe a fost întrebat cum vede el secolul 21 și a spus, va fi religios sau nu va fi deloc? Mulțumim a. foarte mult Minerva 2024, dragul. cel mai tare an de până acum din viața ta să fie și, și a voastră și vă gândiți-vă care... că de acum 20 de ani înainte cam ce la ce să ne putem aștepta? Rachetă, nu? Rachetă o să fim, da! Costinești! <laughs> Aie, da. Să fie cât mai să bine fie să cât fie. Mai bine pentru toată lumea. Doamne ajută da. tuturor și să aveți în 2024 plin de bucurii și de lucruri frumoase și inspirație și decizii foarte bune. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag, votați-mă la Survivor. Capul sus, nasul jos. V-am pupat!